Odim este din nou alături de tinerii afaceriști. Grație acestui proiect, peste 600 de femei din țara noastră au obținut șansa de a-și pune bazele unei cariere, dar și de a-și îmbunătăți capacitățile și perspectivele. În contextul crizei pandemice, acest proiect a oferit un suport enorm femeilor prin extinderea posibilităților acestora de a se integra în circuitul economic a țării. Odim, în parteneriat cu UN Women Moldova și cu suportul Guvernului Japoniei, a implementat cu succes proiectul de susținere a antreprenoarelor aflate în situații vulnerabile din cauza pandemiei de COVID-19. UN Women, in the frame of its regional project funded by the government of Japan and aimed at addressing the most urgent needs of women, entered into partnership with Odim to support women, particularly from most vulnerable groups in Moldova. Odim a finanțat 42 de proiecte investiționale, suma totală nerambursabilă fiind de 6,32 de milioane de lei, iar cea a cofinanțării din partea Guvernului Japoniei constituie 1,19 milioane de lei. Noi suntem bucuroși că ajutorul financiar despre care noi am decis să oferim a fost utilizat într-o manieră excelentă. Proiectul a generat noi surse de venit pentru participante, le-a ajutat să dezvolte abilități antreprenoriale, astfel motivându-le să devină managere moderne și agentele schimbării. Tot ceea ce fac, fac din dragoste pentru copii și mereu mi-am dorit să-i pot ajuta. Visul ăsta l-am avut încă din anii de facultate. Astfel, datorită Odim, am reușit să câștig granturi care m-au ajutat foarte mult să-mi realizez visul. Astfel, tânăra antreprenoare a reușit să deschidă un centru de kinetoterapie direcționat spre recuperarea psihofizică a copiilor cu nevoi speciale. Nu puteam să-mi imaginez la vreme ce noroc pot să am și cât de mare sprijin și ajutor pot să am din partea acestei organizații. Cu Odim, visele devin realitate.